Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Ioana Maria Moldovan, bun găsit la Focus. Iată care sunt cele mai importante știri ale zilei. Angel Tâlvăr este noul ministru al apărării. Președintele Klaus Iohannis a semnat în această seară decretul de numire. Mai mulți polițiști au căutat arme albe într-o sală de clasă la Jilava. Părinții au depus plângere pentru că le-ar fi tratat copiii ca pe infractori. Și s-au distrat pe cinste bogații lumii la castelul Bran, chiar și fără Elon Musk printre ei. Spre dimineață, petrecerea s-a mutat la un conac de peste drum de castel. Copii percheziționați în clasă pentru arme albe s-a întâmplat la o școală din Jilava. Polițiștii au verificat ghiozdanele și buzunarele elevilor, iar imaginile de pe camerele de supraveghere au surprins aceste momente. Părinții au depus plângere foarte supărați din cauza modului în care au procedat polițiștii, fără știrea lor. Imaginile au fost surprinse la școala gimnazială numărul 1 din Jilava. Polițiștii din Ilfov au descins chiar în timpul orei. Au vrut să vadă dacă elevii au asupra lor arme albe. În imagini se vede cum comisarul intră în clasă și îi reproșează unei eleve pe un ton dur faptul că nu s-a ridicat în picioare. Acțiunea a continuat chiar și în momentul în care un elev care ar suferi de tulburare de spectru autist spune că se simte rău. Domnii polițiști, pentru ce ați venit la școală? Copiii au povestit totul părinților. Revoltați că nu au fost anunțați, părinții au reclamat pe polițiști. Conducerea școlii ar fi știut de acțiunea lor chiar cu câteva zile înainte ca aceasta să aibă loc. Se pare că perchezițiile polițiștilor au avut loc în urma unei ședințe pe care au avut-o chiar cu directoarea școlii. Scopul era acela de a face o acțiune de prevenire a introducerii de obiecte periculoase în școală. Am încercat să vorbim cu directoarea pentru un punct de vedere în acest caz, însă ni s-a comunicat că se află într-un consiliu profesoral și că nu vrea să comenteze situația. Cel mai important lucru pe care îl desprindem de aici este comportamentul lucrătorilor poliției. Clar că lipsește această parte de interacțiune cu copiii. Avem și noi nemulțumirile noastre cu privire la comunicarea unor astfel de evenimente în școli, pentru că, din nefericire, nu am aflat în timp util. Ceilalți elevi spun însă că polițiștii s-au comportat frumos cu ei. Ei s-au comportat frumos, au spus că au venit doar pentru a ne controla de dacă avem obiecte ascuțite sau nu. A controlat-o pe colega mea, i-a scos tot din ghiozdan, a rugat-o să scoată tot din ghiozdan și a scos. Și i-a luat ghiozdanul la pipăit să vadă dacă are ceva și cam atât a fost. Ne-a pus să ne scoatem totul din ghiozdane și s-a uitat la fiecare și cam atâta. S-a comportat frumos. Surse din anchetă spun că acțiunea polițiștilor din Ilfov a venit și ca urmare a 3 plângeri făcute de părinți împotriva unui elev de clasa 6-a, care le-ar fi amenințat și bătut copiii de mai multe ori. Se bate cu toți copiii. De câteva zile nu l-am mai văzut în școală. Eu am un coleg în clasă care este foarte frică de el. A fost și amenințat odată. Ați avut cazuri de copii care aduc în școală? Da. Da. Venea cu pecege, cu băteau copiii. Nu știu, dar așa se auzea prin școală că avea, dar anul trecut am știut că avea, că ne-a arătat și mai mulți copii. Ce v-a arătat? A avut briceag, un an și se lăuda cu el. La aceeași ședință s-a luat în discuție aspectul că unitatea de învățământ împreună cu firma de pază să întocmească o procedură prin care agenții de pază să poată controla ghiozdanele elevilor. Directorul unității de învățământ a fost informat cu privire la efectuarea activității în cauză. Poliția din Ilfov face acum anchetă internă pentru a vedea dacă modul în care au procedat cei 3 polițiști a fost sau nu adecvat. Au fost percheziții de amploare astăzi la Iași, vizați de procurorii DICOD, au fost membrii clanului Corduneanu. Liderul clanului, Adrian Corduneanu, a fost dus la audieri. În total, procurorii au percheziționat numai puțin de 42 de locuințe ale suspecților acuzați de camătă, spălare de bani și tentativă de înșelăciune. O
Ora 6. Casa interlopului Adrian Corduneanu este prima locuință percheziționată de procurorii DIICOT în această dimineață. Ore în șir au stat oamenii legii să ridice probe. Este ora 12 și în fața vilei lui Adrian Corduneanu, zis și Beleaua, au parcat mașini de la DIICOT, Iași, Vaslui și Bacău. Niciun anchetator nu a părăsit imobilul. Adrian Corduneanu este unul dintre cei mai cunoscuți interlopi din Iași. Suspect într-un dosar deschis pentru camătă, spălare de bani și tentativă de înșelăciune, liderul clanului a fost ridicat de procurori după 8 ore de percheziții și dus la audieri, soția lui la fel. Procurorii DIICOT au percheziționat alte 41 de locuințe care aparțin membrilor clanului Corduneanu. Interlopii sunt acuzați că ar fi împrumutat bani cu camătă. Dobânda ajungea chiar și până la 400%. Cei care refuzau să plătească erau șantajați, amenințați și chiar sechestrați de interlopi. Peste 50 de oameni ar fi fost păgubiți de membrii clanului. Eu știam că sunt foarte mulți, niște oameni care nu merită să trăiască în societate. Din penitenciar, de pe unde sunt ei, fac multe traficuri. Adrian Corduneanu este liderul clanului. Are 8 frați și 3 surori. Noi nu avem nicio problemă. Nu încălcăm reguli de circulație, nu nimic. Suntem oameni corecți, oameni pașnici. Clanul Cordunenilor a ajuns în atenția autorităților încă din anii 90 pentru infracțiuni de crimă organizată. De-a lungul timpului, membrii acestei grupări au fost acuzați și au săvârșit pedepse pentru infracțiuni precum trafic de persoane, trafic de minori, șantaj și spălare de bani. Zi neagră astăzi pentru poliția română. Atenție, urmează detalii cu un puternic impact emoțional. Doi ofițeri s-au împușcat în cap, o femeie de 36 de ani, agent de poliție al IPJ Buzău, a murit în propria locuință la scurt timp după gestul tragic. Iar un polițist din județul Cluj se zbate acum între viață și moarte după ce s-a împușcat în cap în sediul poliției din Dej. Incidentul șocant a avut loc chiar în fața unor colegi. Ofițerul abia intrase în tură. Colegii au declarat că nu a dat vreun semn că ar avea probleme. Surse din poliție spun însă că în trecut ofițerul a mai fost cercetat disciplinar. Anchetatorii încearcă acum să afle de ce s-au sinucis cei doi ofițeri. Alături la bine și la naștere, tot mai multe femei și-ar dori ca partenerii lor să fie alături în sala de naștere pentru a trăi alături de ele clipele în care bebelușul vine pe lume. Ce au tații sau viitorii tați de spus, dar și care este limita sistemului nostru de sănătate la acest capitol, aflați imediat în jurnal. În timp ce românii se gândesc cu groază la facturile de la iarnă, în coaliția de guvernare sunt contre. PSD vrea ca plafonarea pe consum să dispară și să introducă, în schimb, plafonare pe venituri. Formula actuală de calcul va fi schimbată, susține Marcel Ciolacu. De cealaltă parte, liberalii spun că nu s-a discutat în coaliție despre un preț fix al energiei. Cu mai multe detalii însă vine colega mea, Ana Maria Maxim. Bună seara, Ana! Te ascultăm! Bună seara, Ioana, bun găsit tuturor. Cei de la PSD spun că vor un preț fix pentru toți clienții, în jur de 1,2-1,3 lei kilowattul, adică dublu față de cât este acum prețul cel mai mic plafonat la consum. Totodată, socialdemocrații spun că vor ca plafoanele de consum să dispară, iar clienții să plătească la fel, indiferent de cantitatea de energie consumată. Propun, în schimb, plafonare pe venituri. Ar urma astfel ca cei cu venituri mici să plătească în jur de 0,68 lei pe kilowatt. Socialdemocrații nu au anunțat însă ce înseamnă aceste venituri mici. În schimb, cei de la PNL spun că socialdemocrații nu au înaintat aceste propuneri în coaliția de guvernare. În prezent, ordonanța adoptată de guvern prevede tarife între 0,68 și 1 leu pe kilowatt. Sunt, cum vă spuneam, tarife mai mici decât cele avansate acum de PSD. Numai că există plafoane în cazul clienților casnici și IMM-urilor. În cazul unităților de învățământ, spitalelor și creșelor nu există însă limită de consum, iar prețul este de 1 leu pe kilowatt. Rămâne așadar de văzut dacă varianta aceasta va rămâne valabilă sau se va schimba legea și vom avea prețuri mai mari pentru energia electrică. Ioana? Ana, mulțumim pentru aceste informații. Mergem acum mai departe. Angel Tâlvăr este noul ministru al apărării. Președintele României a semnat în această seară decretul de numire. Noul ministru al apărării a depus deja jurământul de investitură.
Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să ne ajute Dumnezeu. Aflat la al cincelea mandat de parlamentar, Tâlvăr este și președintele delegației Parlamentului României la NATO. În vârstă de 60 de ani, el este la bază profesor de limba engleză. A urmat cursuri de perfecționare la Colegiul Național de Apărare, Academia SRI și Institutul Diplomatic și este doctor în științe umaniste. În guvernarea Ponta a ocupat funcția de ministru pentru românii de pretutindeni aproape un an. Este a cincea schimbare în guvernul Ciucă în numai 11 luni de mandat. Războiul din Ucraina a atins Moldova. O rachetă lansată de ruși în această dimineață a căzut pe teritoriul Republicii Moldova după ce a fost lovită de antiaeriana ucraineană. Racheta a căzut în apropierea graniței de nord-est cu Ucraina. Nu sunt victime, doar ferestrele mai multor case au fost sparte de suflul exploziei. A mai fost și un alt atac cu drone asupra unui baraj de pe teritoriul Ucrainei, care e la doar 10 km de frontiera cu Moldova. Atacul rusesc nu a afectat barajul, dar au fost atacate mai multe transformatoare electrice. Cristina Bencheci, reporter la Cotidianul TV din Chișinău, vine cu informații. Bună seara tuturor! La scurt timp după incident, intrările în localitatea Naslavcea au fost blocate de către polițiști. Zona în care a căzut racheta a fost încercuită, în timp ce polițiștii de frontieră patrulează regiunea. La fața locului au fost mobilizați și geniștii Armatei Naționale, care au efectuat cercetări în apropierea localității din nordul Republicii Moldova, aflate la hotar cu Ucraina. Autoritățile susțin că victime nu au fost înregistrate din fericire, dar geamurile mai multor case din localitate au fost sparte în urma incidentului. Oamenii au fost îngroziți de cele întâmplate, unii au auzit, alții ba chiar și au văzut cum zboară racheta și se întreabă când se va termina războiul din Ucraina. Între timp, reprezentanții Ministerului Apărării de la Chișinău menționează că sistemele de supraveghere aeriană ale Armatei Naționale nu au detectat zboruri ilegale în spațiul aerian ale țării noastre, iar fragmentele rachetei rusești doborâte de forțele ucrainene nu au fost depistate de stațiile de radiolocație din cauza dimensiunilor și a suprafețelor mici de reflexe ale acestora. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene de la Chișinău condamnă ferm atacurile cu rachete asupra Ucrainei, menționând că acestea duc la o escaladare a situației și reprezintă o încălcare flagrantă a dreptului internațional umanitar. Acestea au fost informațiile. La revedere! Mai multe cartiere din Kiev sunt în beznă, în oraș nu curge nici apă potabilă, sunt urmările valului de rachete rusești căzute în capitala Ucrainei în această dimineață. Nici orașele Harkov și Zaporojie nu au scăpat de tirul de rachete. Este a treia zi de luni în care Kievul este bombardat intens. Peste 350.000 de apartamente au fost lăsate fără lumină, după ce mai multe rachete au lovit infrastructura critică. 80% dintre locuitorii capitalei au rămas fără apă. Xenia a trecut și ea prin clipe grele în această dimineață, ca mai toți locuitorii Kievului. Hundreds of cities in 10 regions of Ukraine are cut off from the electricity and for now it's known about 13 injured civilians. And as for Kyiv, most of the areas of the city are not provided with electricity and water supply as well. And so as for my personal experience of today's day, again, it all started in the morning at 7 a.m. I was awoken by air raid siren and got dressed and went downstairs to the ground floor because it's kind of safe and it serves like our shelter for me and my neighbors. So shortly after I heard sounds of explosion. Din cauza lipsei de apă și curent electric, oamenilor le este extrem de greu să-și trăiască viața de zi cu zi. Most of Kyiv districts remained without water supply and electricity, and it's about 350,000 apartments.
So now I'm in the office and we have no water supply here as well. So it's impossible just to wash your hands or to use the restroom. And as far as I know, there is no electricity in my residential building. So when I go home, I have to light candles again, like all that previous week. So this is like a new horrible reality in which we have to survive, and it feels actually like Middle Ages because of Russia. Alarma antiaeriană a sunat în toată Ucraina. La ora 8, hidrocentrala din Zaporojia a fost lovită de mai multe rachete, iar în Harkov, metroul s-a oprit după bombardament. Людям надо і на роботу добиратися, і додому добиратися, і кожному по своїм ділам. Ну, бачите, так. І як положено, так реагує. Задолбали і все остальное, але ніхто здаватися не собирається. Armata rusă a tras azi peste 50 de rachete de croazieră, acuză armata ucraineană. Rachetele și dronele rusești au atins 10 regiuni și 18 instalații, majoritatea energetice. Sâmbătă dimineața, un atac masiv cu drone a vizat nave militare și civile aparținând flotei ruse, staționate în golful Sevastopol, în Crimea, anexată de Rusia în 2014. În urma acestui atac, Rusia și-a suspendat participarea în acordurile de la Istanbul, privind exportul cerealelor ucrainene, vitale în aprovizionarea alimentară mondială. Să aibă partenerul alături la naștere este ceva aproape obișnuit pentru femeile din Statele Unite și româncele par din ce în ce mai dornice ca tatăl să fie acolo când bebelușul vine pe lume. Numai că puține spitale permit acest lucru. Domnii, pe de altă parte, s-ar gândi de două ori înainte să intre în sala de nașteri. Camelia este însărcinată în 6 luni și își dorește ca soțul să fie lângă ea, la propriu, atunci când va naște. Pentru că este ceva unic în viață și ar fi frumos să vadă și el să participe, să fie prezent la eveniment la acel moment. Nașteți natural sau prin cezărean? Natural, natural. La fel ca ea, gândesc și alte femei. Mi se pare normal să vadă și el ce a făcut el, nu? Bine, să știu că mă iubește pe mine și pe copil să simte și el bucuria asta pe care o simt și eu. Poate cumva și ajuta întări relația dintre tată și copil. Mulți dintre bărbați s-ar gândi însă de două ori înainte să intre în sala de nașteri. O întrebare prea dificilă. E bine că nu nasc eu, știi? Trebuie să o susții, dar nu să asist, să văd, să știi, să nu văd nimic, că nu îmi place sângele. Nu știu, poate unii nu suportă, poate, nu știu, să nu afecteze, să nu... Orice lucru are și bun și rău. Da, aș vrea, nu? Sper că la următorul copil să se întâmple și lucrul acesta. Să participe la naștere este dificil pentru bărbați și pentru că majoritatea spitalelor de stat nu permit asta. După pandemie, practica nu mai este des întâlnită nici în clinicile private. Partenerul, dacă nu are cunoștințe medicale, de cele mai multe ori se poate face rău pentru că nu înțelege ceea ce se întâmplă în sala de naștere sau în sala de operație dacă este vorba de cezarian. Eu cred că este un picuț dificil să accepți și ca și medic chestia asta, tocmai pentru că nu poți avea grijă de două persoane. Tu ai grijă de mămică și de copil. La un spital privat din Constanța, unde aproape jumătate din nașteri se fac în apă, mulți tați iau parte la moment. Iar majoritatea pacientelor sunt însoțite de parteneri. Sunt cupluri care fac cursuri de pregătire în acest sens. Majoritatea preferă să stea la capul pacientei, să le mângâie, să le vorbească, să le încurajeze. Dar sunt și unii soți care chiar, sau cupluri care chiar își doresc să filmeze. Psihologii spun că o astfel de decizie trebuie atent discutată în cuplu. Atunci când femeia naște pentru prima dată, are nevoie să se simtă susținută. Are nevoie să capete mai multă încredere. Și dacă partenerul este pregătit să ofere această încredere, atunci este extrem de benefic pentru viitoarea mămică. Altfel, dacă partenerul nu este pregătit pentru asta, aduce mai multă anxietate. Chiar dacă este dificil, legea e de partea mamelor care vor partenerii lângă ele la naștere. O cerere tip poate fi descărcată de pe site-ul asociației SAMAS. În București, maternitatea Filantropia permite accesul tatălui în sala de nașteri, dar pentru o durată limitată.
A fost noaptea albă la Castelul Bran, acolo unde 150 de musafiri, printre ei miliardari ai lumii și vedete de la Hollywood, au petrecut de Halloween. O petrecere pentru care au muncit 2000 de oameni, și români și străini. Oaspeții au mâncat cele mai alese preparate, la desert ceva românesc tipic cu accente de groază, colivă cu chipsuri de ciocolată neagră. La petrecere au fost invitați și mai mulți români. Cum a fost? Aflăm chiar de la ei. Eduard Irimia, promotorul galelor de arte marțiale, a fost unul dintre oaspeți. Costumat în Dracula, s-a distrat alături de cei mai bogați oameni și a vorbit cu actorii de la Hollywood. Eu, fiind producător, am văzut rar așa ceva, adică închipuiți-vă că dacă mergi la Universal Studio în Los Angeles, cam toate efectele speciale care există pe planetă în momentul ăsta au făcut parte din această rețetă de succes, pentru că aveau de la actori, cascadori, până și oamenii trași în țeapă la intrarea din hotelul Bran. Au avut acces în toate formele în Castelul Bran. Cel mai mult am vorbit cu un proprietar de companie de inteligență artificială și producător din zona de Hollywood și muzică. Elon Musk și Angelina Jolie au fost cei mai așteptați invitați ai serii. Eu vă spun sincer, a fost acolo și noi am văzut. Oameni de la Google, PayPal, până la diverse alte companii de IT, chiar și la Starlink de la Elon Musk, că au fost oameni care, de la celebrități, de la, nu știu, modele de la Victoria's Secret până la producători de film, DJ celebri. La petrecerea grandioasă a participat și primarul din Bran. A fost o petrecere de vis, a fost ceva magic, cu costume, cu oameni minunați. Elon Musk e pe buzele tuturor. L-ați văzut? Chiar dacă am fost prezent la această petrecere, nu pot să spun că personal l-am văzut, dar nici nu pot să spun că nu ar fi fost acolo. Cea care s-a ocupat de mâncare a fost o româncă, șef Daniela Graura. Cina, colorată negru și roșu, a avut ca fel principal piept de rață cu piure de cartof mov și trufe. La desert, colivă cu chipsuri de ciocolată neagră. S-a mers mult mai mult pe mâncare fină, pe stridii, pe șampanii, deci nu s-a mers pe mâncare tradițională. Invitații au început petrecerea la un restaurant din Bran. Hello! How are you tonight? Who are you? I am me. You are Dracula tonight? No? Who are you? Myself. Are you ready to party? Always. Printre invitați, fotomodelul Brandy Blackbiel, fostul supermodel Elle Macpherson, actorul Adrian Grenier, cunoscut pentru rolul său din serialul Entourage. Hello, Adrian. Hello, hello. Yes. Adrian s-a oprit să facă poze și cu șoferul care l-a condus la petrecere. La restaurantul din Bran, vedetele de la Hollywood și magnații au stat mai bine de 4 ore. Pentru discreție maximă, geamurile restaurantului au fost acoperite, iar în jur au fost montate garduri cu plase. La Castelul Bran, musafirii au venit după ora 23. Acolo au fost așteptați de o mulțime de oameni. Pe cine aștepți tu de oameni? Păi aș fi ipocrit să zic că pe Elon Musk, mai degrabă pe Angelina Jolie. De când stați aici? De mult, de la 7. De la 7, vreo 3 ore. Aproape. Cam așa. Da. Și cât sunteți dispuse să stați aici până o vedeți pe Angelina? Până mâine dimineață, dacă e nevoie. De ce ți-ar plăcea să o vezi așa? Îmi apreciez munca și filmele, da, mi se pare că e o actriță foarte bună. Eu vreau sincer să-l văd pe Elon Musk. E un erou de-al meu. Printre ei s-a aflat și Ioana, care a sperat să atragă atenția unui miliardar care să investească în afacerea ei. Dacă toți miliardarii de pe această planetă au venit aici și ei sunt genul de persoane care investesc în general în proiecte și în startup-uri, startup-ul nostru este o aplicație de petrecere care va să se lanseze în foarte puțin timp și ne dorim foarte mult să atragem atenția unuia dintre ei ca să investească și noi. Can you please pass this to Peter? Please, it's against his plan for an app that we developed. Atmosfera de la petrecerea de la Castelul Bran a fost una plină de mister. Muzica aleasă a fost specifică serii de Halloween. Un regizor s-a ocupat de toate detaliile. În timpul petrecerii pe fațada castelului, organizația Greenpeace a proiectat mai multe mesaje pentru Angelina Jolie și Elon Musk. Cheful a durat până în zori, iar după amiază, oaspeții au fost duși la București cu elicopterele. La orele prânzului, heliportul de la Gimbav devine punctul zero al zonei. Din capitală, fiecare a zburat către casă cu un avion privat.
Miliardarii s-au pregătit temeinic pentru petrecerea de la Castelul Branc. Costumații alese pe sprânceană, machiaje și coafuri spectaculoase, dar și bijuterii opulente au făcut ca evenimentul să fie unul grandios. Aparițiile vedetelor i-au lăsat fără cuvinte pe cei care au venit special să le vadă. O petrecere grandioasă ca cea de la Castelul Bran nu putea fi completă fără aparițiile fără cusur ale vedetelor. Deși nu au avut covor roșu, miliardarii și actorii de la Hollywood au defilat prin fața camerelor în ținute spectaculoase. Fotomodelele și actrițele au ales rochii de prințesă superbe, iar altele au optat pentru ținute sexy care le-au pus silueta în valoare. You have a wonderful dress. Thank you. Pentru ca totul să fie fără cusur, au început pregătirile cu câteva ore înainte. Machiajul impecabil, coafiurile spectaculoase, dar și bijuteriile opulente au făcut ca ținutele să lase pe oricine fără cuvinte. Accesoriile care nu au lipsit niciunei vedete au fost tiarele prețioase. Actrița Elle Macpherson a ales o rochie albă de mireasă semnată Nevena Couture, iar fiecare accesoriu a fost ales pe sprânceană, așa că mai mulți designeri s-au ocupat de bijuteriile purtate de vedetă. Nici bărbații nu s-au lăsat mai prejos, mascați, îmbrăcați opulent, cu pelerine și coroane regale. Unii dintre ei au ales să fie simpli. Actorul Adrian Grenier s-a transformat într-un vampir, așa că ținuta și machiajul nu i-au dat mari bătăi de cap. Invitații și-au pregătit ținutele cu câteva luni înainte. Costul lor și al bijuteriilor s-a ridicat la câteva sute de mii de euro. Pantofi ieftin produși în România, vânduți ca produse de lux în Italia, o fraudă uriașă cu sute de mii de perechi de încălțăminte produse în China, Albania și România, vândute ca produse de lux made in Italia la prețuri de 5 ori mai mari. Carabinierii au scos la iveală această uriașă excrocherie. Dan Boanță, corespondentul Prima TV în Italia, are detalii despre ampla operațiune a polițiștilor italieni. Dan, te ascultăm. Bună seara, agenții Gărzii de Finanțe din Torino au descins la o binecunoscută companie italiană de încălțăminte, unde au descoperit o fraudă uriașă, peste 20 de milioane de euro. 700 de mii de pantofi etichetați ca fiind produși în Italia și vânduți ca articole de lux erau de fapt produși în China, Albania sau România, conform informațiilor oferite până acum de către autoritățile italiene. Deși perechile de pantofi nu valorau mai mult de câțiva zeci de euro, acestea erau vândute cu sume cuprinse între 200 și 400 de euro. Carabinierii au descoperit cele două depozite uriașe pline cu sute de mii de perechi de pantofi, iar alte șapte depozite din provincia Veneto erau pline cu articole fake din piele naturală care așteptau să intre în circuitul de distribuție pe scară largă în toată peninsula. Verificările efectuate asupra fluxurilor vamale au arătat că bunurile etichetate ilegal ca fiind italiene erau de fapt fabricate și ambalate în cu totul altă parte, la un preț redus, apoi transportate, reetichetate și puse în vânzare în magazinele de lux. În paralel, o altă operațiune de amploare a poliției financiare din Torino în sectorul de piele naturală a dus la reținerea a 8 persoane pentru o fraudă de 7 milioane de euro, iar 300 de mii de articole care proveneau din Ucraina, China, Turcia și România erau prezentate ca fiind originale sub eticheta Made in Italy, dar și acestea s-au dovedit că erau de fapt tot falsuri. Autoritățile italiene au confiscat întreaga marfă, iar acum au deschis o anchetă pentru a descoperi tot circuitul, dar și persoanele implicate în această escrocherie la nivel internațional. Și cele mai importante știri ale zilei sunt comentate acum de invitatul meu, domnul Mircea Dinescu. Bună seara, domnule Dinescu, salut. Bine ați revenit. Începem în forță. A fost noapte albă la Castelul Bran. 150 de musafiri, printre ei miliardari ai lumii și vedete de la Hollywood au aterizat. Dar de ce te emoționezi? Nu mă emoționez, doar spun că cei mai bogați oameni ai planetei au fost pentru o noapte și nu numai, ci și a doua zi au petrecut sunt la... niște oameni condamnați să trăiască în artificiu, știi? Și în altă lume decât... Bun, atunci de ce au ales Castelul Bran? Pentru că e Dracula? Pentru că România e considerată, datorită unui american care a scris un roman celebru, e sediul Dracului. Okay. Numai că Branul, cetatea Branului, nu-i făcută de români. Dracul era de rudă cu Iohannis.
Fără glumă, deci era făcută de nemți și dăruită de primarul, nu știu ce, fiicei... Cu o întreagă poveste. În fine. E o atracție pentru străini, da, în primul rând. Sigur că se spune că banul e ochiul dracului. E normal ca un om bogat să fie atras de dracu, că banii nu se fac cu îngeri. Așa? Eu, când a vrut Adrian Năstase să facă Dracula Park, ca brand al României, ceea ce e o porcărie printre altele, că nu poți să faci dintr-o chestie, dintr-o proză inventată, așa, să faci brand de țară, și chiar din dracul. Am făcut pe malul Dunării statui de înger și am făcut Înger Park. În semn de polemică cu Dracula Park. Mie mi-a ieșit, pentru că au fost sculptori și din Serbia, și din Bulgaria, și din România, și de-a lungul Dunării eu am statui de îngeri. Că am zis, bă, o fi dracu așa în centrul țării, dar vreun înger a mai zburat pe la marginea Dunării, pe acolo, da? Și la Înger Park... invitați la o petrecere pe acești miliardari ai lumii? Eu sper că ăsta n-a venit. Elon Musk și Angelina Jolie n-au venit de data asta. O să-l parcă, o să-i scrie o scrisoare. Așa. Oricum o să mănânce mai bine, că nu o să fiu tâmpit să dau mămăligă cu ciocolată. Colivă cu chipsuri de ciocolată. Colivă cu chipsuri. De ciocolată neagră. E o scârboșenie, iartă-mă. Coliva în sine este un desert foarte bun. Dar în afară de faptul că ea e un simbol, dacă vrei, creștin, ortodox mai ales, că nu... ăștia nu fac colivă pe acolo, pe la ei, cu ocazia mormântărilor și a parasaselor. Este un foarte bun desert. Când dar ce le-ați fi gătit? Stăteam la biserică și cerșeam colivă. De la... Dar ce le-ați fi gătit dacă petrecerea se ținea la dumneavoastră? Eu nu le-aș fi gătit altceva. Nimic. Am gătit la mine pe malul Dunării. Așa. Exact când erau miliardarii acolo, la mine erau 100 și vreo 20 de medici psihiatri, cărora le-am gătit așa, la întreu, numai lucruri bune. Fine. Salată de vinete, icre de crab de Dunăre. Eu fac la 3 săptămâni lebăr, dar cu ficat de vițel, nu de porc, cum se face de obicei, așa. Sarmale de gâscă și plăcintă cu... Acum e perioada gutuilor, cea mai bună plăcintă de mere este cu peltea de gutui amestecată. Așa. Cum să dai, mă, colivă cu chipsuri? Vai de capul lor de amărâți. Bun, l-ați lansat invitația miliardarilor. Da. În primul rând, Elon Musk l-a așteptat aici în România, la cetate, da, să petreacă cu adevărat românește. Încheiem subiectul, una peste alta, v-a plăcut sau nu petrecerea? A mea? Asta cu siguranță, celor mai, de la Brand. Mai sănătoasă și de adevăratele, știi? Cu lăutare adevărați, cu atmosferă curată, fără scălămbăieli și chestii de... Ăștia săracii au o viață tristă. Serios, trebuie să se mascheze ceva, să uite ce sunt ei. La cetate e soluția. Da. Bine, Dominescu, am notat. Da. Ne întoarcem aici pe... Că avem fasole bătută cu ceapă caramelizată. Ce nu fac eu fasole bătută cu chipsuri de ciocolată neagră? Haideți, terminăm cu mâncarea, că poate nu, ne... Nu terminăm. Continuăm, da? Sau o mânca numai, băi, numai carne din Paraguay și din Argentina. La noi, într-adevăr, pe vremea comunismului nu se găsea vacă, că toate vacile erau date la export, la noi erau alea mărâte care ieșeau la pensie. Dar poți să mănânci o carne de vițel românească extraordinar, să știi. Și nu carnea e chestia, leguma românească, roșia, gustoasă românească. Niște idioți. Nu, da. Haideți să nu-i jignim, că poate vor fi invitații dumneavoastră anul viitor și cine știe ce se întâmplă. Nu ei săraci, că n-au știut. Păi, în mod normal, când vii într-o țară, vrei să mănânci carne din țara respectivă. De ce trebuie să mănânci carne din Argentina? 2000 de oameni s-au ocupat de organizarea acestui eveniment. Vă dați seama la final suma. Nu. Mergem mai departe, că nu mai avem foarte mult timp. E povestea aia, cu cât sunt mai mult copilul cu mai multe moașe rămâne flămând. Cu netea, da? Ca să adaptăm situației. Mergem la percheziții în școală. Ați văzut știrea ce s-a întâmplat la... Păi, eu de-aia spunea că sunt lumi paralele. Ăștia trăiesc într-o lume, într-o lume care... Revenim cu picioarele în lumea noastră. Eu tot spun de multă vreme că poliția nu știe menirea. Printre altele, polițiștii erau plătiți din salariile părinților acelor copii. Poliția română nu produce nici ruburi, nici bere, nici nimica. Ea trebuie să fie, să păzească cetățeanul român, să nu îi se întâmple nu știu ce nenorocire. Aerul ălora care păreau că sunt într-o pușcărie
și să plimbă printre deținuți și percheziționează. Este o mare ordinarie fără de margini. Dintr-una dintre clase. Normal, acest ministru al de interne trebuie să-și dea demisia, pentru că nu e prima dată când e un soi de sfidare la și la adresa copilăriei. Dom'le, bun, și prostia, iartă-mă, profesor, cum adică îți permiți să intre poliția într-o... eu n-am văzut pe vremea comunismului să intre poliția să ne controleze cu ceva. Iartă-mă. Când eram, trăiam totuși într-o dictatură, nu? Cum adică e posibil așa ceva? Păi rămân ăștia cu polițiștii pe creier. Era așa acolo și un copil cu deficiențe. Foarte sensibil și foarte inteligent. Inteligența s-a revoltat, de fapt, în el. De faptul că vin ăștia și se plimbă printre rânduri și caută și fetele, le-a căutat de cuțite. În primul că profesorul trebuia să-l prindă, să discute cu băiatul ăla care... Da, un băiat de clasa 6-a, polițiștii aveau informația, dar... Ca pe holurile, să vezi dacă deținuții au în celule cuțite, băi, arme albe. E o mizerie fără de margine. Încă o dată, societatea noastră e consum, e jalnică, e mizeră. Spuneați de ministrul apărării, de ministrul de interne, că trebuie să-și dea demisia. În seara asta... Mai interesant, cum ajunge ministrul apărării? Așa. Un domn care e în politică de 18 ani, nu i-am auzit niciodată nicio cuvântare. Și nu e un nume foarte ușor. Un nume foarte frumos. Angel Tâlvăr. Cum? Angel Tâlvăr. Tâlvăr. Voi ați spus și o liniuță între da, tâl mi-a fost văr. Mie mai ușor să citesc așa, nu, pentru că nu e un nume foarte ușor. La Tâlvăr, cred că ăsta, știi ce-i Tâlvăr? Este un soi de dovleac de la gol pe dinăuntru cu care să scoate vinul. Cum să-și dea demisia pentru ce s-a întâmplat cu poliția când el, săracu, în seara aceasta și-a depus jurământul în fața lui Iohannis? Păi nu, el e la armată, nu la... Da, ministrul apărării. Apărării, da. Nu, voiam să spun de ăsta, care e ministrul de interne, care... Bun, na, 18 ani în Parlament a urmat... Era un lucru în paralel, ai văzut, la clanul Corduneanu se făcea aceeași percheziție, se făcea și în școala românească. Este o rușine, fără glumă, spun. Bun, cât îi dați acestui nou ministru? Ar trebui nu să unde stea... a apărut. E interesant evoluția lui, profesor de engleză, la bază. Adică un om fiind care știe engleză. Vicepreședinte PSD Vrancea. Vicepreședinte Vrancea. A urmat Colegiul Național de Apărare. Academia SRI și Institutul Diplomatic. Asta cu SRI-ul pe mine, eu când aud chestia că ăștia au făcut așa. Academia SRI, mă întreb ce a făcut el înainte de 89, dacă i-a plăcut atât de tare serviciul secret. Pentru că, știți bine, SRI-ul e o mlădiță discretă pe un altoi mic, pe un trunchi al fostei securități. În guvernul Ponta a ocupat funcția de ministru pentru românii de pretutinde în aproape un an. Și asta o funcție foarte, știi că cea mai tare chestie a securității, a Direcției de Informații Externe, era asta cu cei care se ocupau de diaspora. În fine, poate un om deștept, nu l-am cunoscut, poate să fie deștept, poate să fie și fermecător, dar e un mister, adică faptul că nu l-am auzit niciodată cuvântând precum 18 ani la tribuna Parlamentului, a Senatului. E iarăși foarte interesant în CV, nu deține casă. Cine l-a extras? Tot Iohannis. Iohannis, când a auzit Iohannis că a făcut și aia de la serie, e omul lui. Și totuși e PSD-ist. Cum? Și totuși e PSD-ist. Păi da, dar iubește. Păi da, după ce el a spus că are boală pe asta roșie, pe stafia roșie, după aceea s-a îndrăgostit ideea. Nu deține case și terenuri, are două mașini, una din 2007 și alta din 2015, precum și o șalupă din 2009. Și om nu are casă. Doarme în gară. Acest domn a dormit în gară timp de... Bun, va rezista până pe 20... Dar nu are nicio casă? Așa apare din foarte declarația frumos, de avere. Nu, asta, ideea nici case, nici teren. Ideea că un ministru doarme în gară în sala de așteptare e foarte mișto. Va rezista oare până pe 25 mai 2023 când va avea loc rotația premier. Nu-i dați nicio șansă. Nu va rezista. Va reuși să comunice eficient cu președintele țării? Nu, păi nu, cu președintele țării nu poți să comunici. De-aia l-a ales, ca să nu comunice, nu. Nu se poate comunica cu președintele țării, îmi pare rău. Dacă n-ar fi de... Cum? De plâns, ar fi de râs, să-mi gândesc cu păi ce da, asta e situația, nu. Îmi pare rău. Da. Deci nu ne așteaptă vremuri bune. Da. Ne mai așteaptă ba cu nu. Un... Sunt vremuri superbe, da. Doar să le trăim și să deschidem bine ochii. Păi copiii noștri. Bun, ce ne mai pregătiți în frumoasa emisiune? Că ne apropiem așa de final și sunt curioasă ce ne mai așteaptă. Mâncare?
La mâncare, la dumneavoastră, lăsați-mă cu... Eu experimentez, să știe. Serios? Da, da, da. Am observat când am fost invitată. Da, băi, mâncarea fină, mâncarea fină românească, știi că e... Eu am observat un lucru, de exemplu, acum, la Înger Park, tinerele psihiatre au venit la mine, dom'le, de ce sunt atât de bune icrele astea? Aveau ceapă între... Aole, ce minunat! Ce n-am mai mâncat ceapă de nu știu câți ani. Deci sunt copii, le dau brânză de asta de capră de la Ciucurel și le dau ce pe multe și văd cu un ronț, se începe cu o fericire. Continuăm discuția și sunt mâine se aduc. Tineri care nu știu ce e aceea. Bun, rămâneți lângă mine, nu plecați. Rămâne, mă rog. Rămâne să mai discutăm despre mâncare, despre petreceri. Da. Acum mergem tocmai în Spania, unde o româncă a fost ținută captivă de către partenerul ei și a fost eliberată mulțumită unui mesaj de pe WhatsApp. Femeia avea urme de tortură pe trup, era subnutrită și în stare de șoc. Fratele femeii aflat în România a primit un mesaj de la sora lui. I s-a părut că textul ascunde un SOS și a sunat la poliția spaniolă. Din Spania, corespondentul Focus, Alin Petrică, ne spune cum au decurs lucrurile. Românca a reușit să ia legătura cu fratele ei, care se afla în România. Acesta, alertat de unele detalii pe care le-a văzut în imaginile primite, a decis să alerteze la rândul lui ambasada României de la Madrid. Aceasta a luat legătura cu poliția locală din Cuenca, locul unde se afla femeia. În urma anchetei au descins la locuința unde bănuiau că se află. Au găsit-o în stare de șoc, prezenta urme clare de tortură și de violență și de violență sexuală. Din cauza rănilor, au dus-o la spital, unde se află și acum. Pe drum și-au dat seama polițiștii că nu vorbește spaniolă și singurul lucru pe care îl poate spune este numele agresorului ei. În urma unei scurte anchete l-au arestat și pe acesta, se afla la lucru pe un câmp în apropierea orașului. Din Spania, pentru Prima TV, a transmis Alin Petrică. Și vorbim acum despre vreme. Roxana Gheorghean e pregătită. Roxana, e vară, deși ne apropiem mâine de noiembrie. Bună seara, Ioana, bun găsit tuturor. Nu chiar vară, dar într-adevăr avem parte de temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă. Mâine maximele se vor încadra între 15 și 26 de grade. Vor mai fi posibile și câteva ploi slabe, unde exact vă spun imediat după generic. Dar haideți să vedem pentru început cum va fi atmosfera pe continent. Așadar, în nord-vestul și vestul Europei sunt anunțate ploi, iar în zonele montane aferente, precum și în extremitatea de nord-est, vor fi precipitații mixte. În restul continentului cerul va fi variabil, dar în zonele joase de relief, perei restrânse, va fi ceață. Vântul va avea intensificări în zonele vestice și nord-vestice, iar temperaturile vor scădea în vestul, centrul și nordul Europei, în timp ce în rest nu se vor modifica semnificativ. La noi în țară, în această noapte, temperaturile minime se vor situa între 4 și 13 grade. În vestul, centrul și nordul țării, local va fi ceața asociată cu burniță, în timp ce în restul teritoriului cerul va fi variabil. Mâine, în prima parte a zilei, în vestul, centrul și nordul țării, este posibil să plouă slab, iar în rest cerul va fi variabil. La amiază, termometrele vor indica maxime cuprinse între 15 și 26 de grade. În capitală se anunță 3 zile cu vreme frumoasă și caldă. Prima zi din luna noiembrie va aduce cer variabil și o temperatură maximă de 22 de grade. Miercuri, temperatura mai crește puțin, astfel că maxima se va situa în jurul valorii de 26 de grade. Joi, temperatura va mai scădea, dar vremea va rămâne în continuare caldă pentru această dată. Maxima va fi, iată, de 20 de grade. Și la munte se va menține vremea caldă și frumoasă, cerul va fi variabil spre senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la altitudini mari. Temperaturile vor crește ușor și se vor situa în jurul valorii de 16 grade. Acestea au fost informațiile despre vreme. Să aveți o noapte liniștită. Numai bine! Roxana, mulțumim pentru aceste informații. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul focus.mtv.ro. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine seară tot aici la Focus de la ora 23. O noapte liniștită. Aveți grijă de voi!